cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește mult. Bună dimineața, oameni buni, din nou în studioul de aici, de la Mesagerul de Neamț, o emisiune care în mod sigur va suscita interes pentru că pornește de la cazul care de ieri face valuri cu chinezii care n-ar fi respectat interdicția. Noi am publicat acum câteva minute pe Mesagerul de Neamț niște amănunte privind acest caz, deoarece trebuie să recunoaștem că ieri noi aveam aceste informații de dimineață și n-am vrut să publicăm toate datele pentru că n-am vrut să creăm panică. Este perfect posibil ca acei oameni să nu fie bolnavi. Dar nimeni nu știe asta. Și să vă povestesc pe scurt. O să avem invitat. Sper să ajungă prefectul de Neamț, domnul George Lazăr, în emisiune, să putem detalia niște lucruri, pentru că el a cerut demisia conducerii DSP, așa cum am scris de ieri. Deci ieri dimineață aveam informația că există câțiva cetățeni chinezi monitorizați. Am sunat la DSP și am încercat să vorbim cu șefa DSP. Bineînțeles că nu a răspuns la telefon. Am vorbit cu altcineva de la DSP care ne-a spus foarte senin, voi reveni cu amănunte dacă voi ști. Noi deja știam că persoana respectivă știa despre cele 5 cazuri. Mai târziu am insistat și ne-a spus foarte senină, nu am cunoștință despre așa ceva. Am sunat prefectul de Neamț, care indirect ne-a confirmat informația spunând că da, a aflat și el că există persoane monitorizate și pentru că nu a fost informat de către șefa DSP-ului, a cerut demiterea acesteia. Noi am mers mai departe și am încercat să vedem dacă o parte dintre acei chinezi monitorizați chiar respectau aceste lucruri și am constatat că nu. Am publicat astăzi amănunte din această, să-i spunem, anchetă jurnalistică, dar recunoaștem că nici de data aceasta n-am dat numele localității, tocmai pentru a nu crea panică. Dar întrebarea firească este, sunt suficiente cele două dosare penale care au fost anunțate sau ar trebui să urmeze și alte lucruri care țin de indolența și nepăsarea care vine cel puțin din zona DSP-ului. Nu este permis tu ca instituție să nu informezi alte instituții care ar putea să-ți ia de pe umeri povara de a-ți face meseria. De exemplu, ce ar fi însemnat dacă într-o localitate ar fi fost informat, nu știu, șeful poliției, șeful administrației publice locale, care putea verifica în 3 minute dacă respectivii oameni veniți din China să facă afaceri la noi sunt sau nu sunt la magazin. Pentru că acolo există și camere de luat vederi, toată lumea, ne cunoaștem cu toată lumea în județul ăsta, un chinez în general este greu să se ascundă pentru că are niște trăsături specifice. Deci, este incredibil cum o instituție publică a ignorat toate aceste lucruri. Și acum să vă spun mai departe. Deci, acei oameni s-au dus și și-au făcut treaba. Adică și-au făcut afacerea. Au intrat în contact cu personalul de acolo, care au intrat în contact cu cumpărătorii. Norocul este că ei nu prezintă, cel puțin până acum, semne de boală. Dar dacă nu era așa. Între timp, recunosc că a intrat în studio și recunosc în fața Marii Adunări Naționale a telespectatorilor că a intrat în studio prefectul de Neamț, domnul George Lazăr. Bună dimineața! Bună dimineața, bine ați venit! Știu că, aseară ați plecat târziu după discuțiile din videoconferință și pentru măsurile care trebuie luate.
Haideți, înainte de a vorbi despre măsuri și despre toate astea, spuneți-mi un pic. Dumneavoastră ați cerut demiterea conducerii DSP-ului și este, după mine, cea mai mică măsură care ar trebui luată în cazul ăsta. Dar, ca cetățean, dom'le, cum este posibil să nu anunți? Am înțeles și întrebarea dumneavoastră, de altfel, de bun simț cetățenesc și în spirit de bun cetățean. Este în felul următor. Scuzați. Nu face nimic. Direcția de sănătate publică sau direcțiile de sănătate publice din fiecare județ, inclusiv din județul Neamț, au niște atribuții extrem de importante, extrem de serioase în a gestiona această problemă apărută și pe teritoriul României a coronavirusului. Deocamdată bine, coronavirusul, ca nu avem nicio persoană infectată nici la nivelul județului Neamț și nici la nivelul întregii țări, ceea ce este bine și foarte bine. Dar avem persoane care vin din zone cu vulnerabilitate, din zone cu risc, respectiv nordul Italiei, regiunea Veneto și regiunea Lombardia și China continentală. Și atunci, asigur, măsurile specifice de prevenire și de combatere a acestui tip de coronavirus, COVID-19 se numește, cad în mod deosebit în sarcina direcțiilor de sănătate publică. De aici și până a vă răspunde la întrebare, e clar că câțiva dintre pașii pe care DSP-ul ar trebui să fi făcut în mod normal, și aici mă raportez în primul rând la comunicarea interinstituțională, pe care ar fi trebuit să o asigure într-o zonă de transparență și s-o făcut cu celeritate, a lăsat de dorit. Motiv pentru care am considerat că actuala conducere a DSP-ului nu face față situației sau, din motive care nu pot să le cunosc, tratează lucrurile într-o zonă de indolență sau într-o zonă la și altele. Și atunci este clar că ai nevoie de o echipă managerială sau de conducere a Direcției Sănătate Publică, care, repet, are un rol activ în această epidemie, de a gestiona lucrurile rapid și ferm în interesul populației și ai nevoie cu cineva responsabil și competent care să poți lucra eficient. Bun. Cazul în sine deja este prezentat fără să se dea locația, pentru că cel puțin noi am considerat că nu e cazul să... La ce vă referiți? La cetățenii chinezi. Noi nu am dat locația, nu știu dacă altcineva a dat locația și nu știu dacă e bine să o dăm. Noi am prezentat cazul, deci mie mi se pare că nu este normal să nu se comunice. Nu cu, că presa își cunoaște treaba. Dacă este cazul să nu creeze panică, cel puțin oamenii care mai lucrează în presă, care mai știu ce este presă, nu o fac. Și chiar eu zic că și colaborează când este cazul. Și spun, uite domne, mai facem așa, dar să nu știe prefectul, să nu știe primarul. De, omul ăla răspunde de comunitatea respectivă. Corect. Răspunde de comunitate. Adică eu înțeleg că sunt niște, probabil, niște restricții de comunicare. Probabil. Nu sunt niște restricții de comunicare. Vă referiți la DSP sau la... La DSP. Nu știu, nu îmi dau seama. Nu restricții de comunicare, dar neapărat, dar interinstituțional, când vorbim de Comitetul Județean de Situații de Urgență sau de celule, să spunem așa, separatele care fac parte din Comitetul Județean de Situații de Urgență, când au loc discuții corecte și discuții informale pentru a ști ce măsuri trebuie puse în operă sau în practică, e clar că e nevoie de comunicare și de o comunicare rapidă și sinceră, o comunicare transparentă a informațiilor care se obțin din mai multe zone. Aici, dacă tot ați deschis subiectul, nu este nicio interdicție de comunicare din partea nimănui. Avem chiar datoria și noi ca prefect să comunicăm, să comunicăm corect, să comunicăm ferm cu, prin intermediul mass mediei, cu populația și să asigurăm populația că facem tot ce este
Corect, și luăm toate măsurile care se impun pentru prevenirea răspândirii coronavirusului și pentru asigurarea populației că lucrurile sunt sub control și nu există factori de risc care să, nu știu, emane o stare de temere sau o stare de îngrijorare acută în rândul populației. Și nu avem așa ceva la această oră. Și în videoconferința de aseară, străinul... Vă rog chiar să vă rog să transmiteți ce este de transmis după videoconferința de aseară. Sunt multe aspecte de transmis după conferința de aseară. Este, cum le-a anunțat de altfel domnul ministru al afacerilor interne, Marcel Vela, și a fost o videoconferință comună și cu ministrul transporturilor și cu ministrul sănătății și cu alți reprezentanți ai Guvernului României. Pe teritoriul României la acest moment nu este depistat niciun caz de coronavirus sau nicio persoană care să fi fost depistată pozitiv infectată cu coronavirus, ceea ce este foarte bine. Mai departe, toate autoritățile, începând cu Poliția de Frontieră, începând cu Vamă și vorbim și terestru și feroviar și pe aeroport, sunt 16 aeroporturi în România, iau măsurile de siguranță care se impun împreună cu doctori epidemiologi pentru a verifica toate persoanele care vin în România, indiferent de naționalitatea lor, din zona China continentală și respectiv cele două regiuni din nordul Italiei. Și atunci persoanele care vin din acea zonă, ele vor fi carantinate. De altfel, este și o adresă a zonelor actualizată în 24.02.2020, adică ieri, și avem China continentală, provincia Lombardia, regiunea Veneto din Italia și localitate și o localitate, cum Iana se numește, din regiunea Piemonte, tot din nordul Italiei. Indicațiile sunt clare ca persoanele care provin din aceste zone amintite, respectiv 12 localități din Italia și respectiv din China continentală, intră în carantină timp de 14 zile în România, în spații special destinate acestui scop. Persoanele care provin din alte... Obligatoriu locuri, în spații destinate acestui scop. Sigur că da, în carantină. Deci care vin din aceste localități, care vin din alte localități... Acum vă spun, care vin din celelalte localități care se învecinează, sunt în proximitatea provinciei Lombardă sau regiunei Veneto din nordul Italiei, vor fi supuse, vor intra într-o zonă de autoizolare la domiciliu timp de 14 zile, unde reprezentanții ai Direcției Sănătate Publică au rolul de a discuta zilnic cu aceste persoane pentru a, în legătură cu starea lor de sănătate. Deocamdată la nivelul județului Neamț avem aproximativ 10 persoane care vin din regiunea extinsă din nordul Italiei și care au declarat de unde vin, sunt în autoizolare la domiciliu timp de 14 zile și sunt luați în evidență de către Direcția Sănătate Publică Neamț. Și mai avem, în afară de aceste 10 persoane, astea sunt 10 persoane noi față de cei 5 persoane de origine chineză, care sunt de altfel sau ar trebui să fie într-o autoizolare individuală la domiciliile lor. Mai avem un număr de 4 persoane în carantină începând cu seara zilei de 24. Deci mai avem încă 4 în carantină. Da, care ați venit chiar din regiunea Lombardia, din zona Maleo, din comunitatea Maleo, care au sunt 4 persoane din Neamț venite pe 23 noapte, ajunse acasă, au venit pe Vamă Terestră, au fost contactate, sunt în afara oricărui pericol, ca să spun. Nu există informații care să ducă la ideea că ar fi contactat această formă de coronavirus, dar pentru siguranță și pentru respectarea protocoalelor impuse de Ministerul Sănătății și Guvernul României, aceste 4 persoane, începând de aseară, de pe 24, sunt în carantină. Tocmai domnul prefect tocmai a răspuns o întrebare, unei întrebări adresate pe Facebook de familia Boldijar, dacă există cazuri în județul Neamț. Deci cazuri de coronavirus nu există nici în România, dar avem în momentul acesta 4 persoane noi în
izolare, chiar din zona, din zona respectivă, 10 cazuri la domiciliu plus cei 5 cetățeni chinezi. Da, din datele pe care le avem noi în acest moment. Cam asta e cazuistica și numărul în Neamț. Întrebare foarte interesantă. Pentru persoanele care vin în regiunea extinsă, autoizolarea înseamnă concediu medical? Asta este. Deci se acordă medical pentru asta? Sau trebuie să-și dea concediu fără plată? Există o reglementare? Înțeleg că se poate da concediu medical, da. Se ia legătura cu doctorul de familie care supraveghează și supervizează aceste lucruri, cu Direcția Sănătate Publică, care obligatoriu trebuie să discute în fiecare zi cu persoanele care sunt în autoizolare la domiciliu și la sfârșitul perioadei, da, cred că se poate da de către doctorul de familie o adeverință prin care să fie concediu medical. Am înțeles. Bun, să continuăm cu măsurile care se iau. Deci, cele patru persoane sunt într-un spațiu special amenajat. Sigur că da. Deci avem deja spații asemenea, spații special amenajate. Avem mai multe locații de bază care, conform ordinului Ministrului Afacerilor Interne, au fost de fiecare județ. Are mai multe spații la dispoziție în care persoanele care vin din regiunile mai devreme amintite sunt cazate acolo în condiții normale, în condiții decente. Câte unul în cameră? Câte unul în cameră obligatorie. Deci case. Și sub supraveghere medicală. Sub supraveghere medicală. De supravegherea medicală se ocupă Direcția Sănătate Publică Neamț prin epidemiologi. Acum, bun, trecând mai într-un alt registru, dacă vreți, dacă a fost o lipsă de comunicare nu înseamnă că nu există specialiști. Sau o comunicare lacunară din partea conducerii DSP-ului, asta nu înseamnă că Direcția Sănătate Publică Neamț nu are epidemiologi și nu are oameni profesioniști pregătiți să facă față situației. Din contră, știu că sunt și foarte mulți oameni bine pregătiți în cadrul DSP-ului. Acum, managementul, dacă e într-o zonă care lasă dorit cel puțin pe comunicare, specialiști sunt. Am înțeles. Bun. Alte măsuri? Alte măsuri dispuse. Noi am avut o hotărâre de Comitet Județean de Situații de Urgență aseară pe care am actualizat vechile hotărâri care le aveam luate și în conformitate cu discuția purtată cu domnul ministru Marcel Vela, ministrul afacerilor interne, s-au stabilit locațiile de bază și avem la nivelul județului Neamț un număr de aproximativ 66 de locuri. Vorbim doar de persoanele care vin din zonele direct afectate de carantină din Italia și care vin de pe China continentală. Acele persoane timp de 14 zile se carantinează în cele 66, în cele 66 de locuri. Nu la locații, locuri, ca locuri, să înțeleagă locuri, foarte locuri, clar. Locuri, nu vorbim, locații. Vorbim, da, de cameră individuală cu acces la baie individual. Am înțeles. Exact. Sunt și locații de rezervă prevăzute și avute în vedere. Nu cred că va fi cazul să folosim locații de rezervă. Sunt mai multe. Avem în județ teste pentru coronavirus? Direcția Sănătate Publică Neamț ia teste obligatorii de la persoanele care se află, de exemplu, care au intrat în carantină aseară, le trimit la centrul la Iași, la spital, se analizează în maxim între 24 și 48 de ore vine răspunsul și persoanele, indiferent de răspuns, dacă e pozitiv sau negativ, rămân pe zona oricum de carantină rămân în carantină zile. În a 12, în a 11 și a 12-a zi de carantină se prelevă din nou probe care se trimit tot de Direcția Sănătate Publică, care se trimit la analiză. Dacă ele vin negative, în a 14, după împlinirea celor 14 zile, persoana carantinată pleacă acasă. Deocamdată persoanele care sunt în observația Direcției Sănătate Publică și mă refer și la cei care sunt în autoizolare la domiciliu, cât și persoanele cele patru care sunt în carantină, nu prezintă semne de îmbolnăvire cu coronavirus. Ca să îmi primesc o întrebare. Din primele date și date de epidemiologii de la DSP. Primez iarăși o întrebare. Sunt întrebat dacă cele patru persoane în momentul acesta sunt în carantină în spital. Eu cred exclus. Că nu cred că există așa ceva. Carantina nu se face la momentul ăsta în spital, se face în spații special amenajate. În spațiile respective există și o formă de pază pentru a nu ne
Să nu plece, domnule. Duce într-o zonă sau să intre cineva. Sau să intre, da. Da? Pentru că nu trezim în cum au fost cazul cu chinezii. E o formă de pază, adică nu în sensul că îi păzi să nu se întâmple, doamne ferește, nu știu ce lucru, dar patrulă de la jandarmi sau de la poliție și cu efectiv paza poliției locale supraveghează acel spațiu ca să evite orice intrare sau ieșire a persoanelor care nu au legătură cu spațiul de carantină. Da, mai este ceva de transmis pe subiectul ăsta în momentul acesta? Pentru că se simte la nivelul județului, la nivelul omului simplu, eu văd din mesajele care le primim acum. Deci sunt întrebat, mai trebuie să cumpărăm de la magazinele chinezești, să intrăm acolo sau nu? Se simte un fel de neliniște și de nesiguranță. Deci eu repet ce am spus și mai devreme, nu există la acest moment, din datele oficiale ale Direcției Sănătate Publică NAMS, nici una din persoanele care se află în autoizolare la domiciliu sau în cele vorbim și de cele patru persoane aflate în carantină, nu există la acest moment suspiciunea că aceste persoane au fost infectate cu coronavirus. Datele, primele date, ca să spun, epidemiologice, nu indică simptome ale coronavirusului. Da. Dar se respectă procedurile. Familia Boldijar din Italia vă mulțumește pentru informații. Sunt în zona Emilia-Romagna și, da, și acolo s-au luat măsuri, sunt școli închise. Deci suntem urmăriți, vreau să vă spun că chiar suntem urmăriți în momentul acesta. Da, domnul Bălănescu, în Italia, în cele două regiuni, este clar că epidemia e confirmată. Da, la noi nu e cazul. Da. Coronavirus în România, pe întreg teritoriul țării, cel puțin azi noapte, când s-a terminat, s-a încheiat videoconferința, datele publice a Ministerului Sănătății și a Ministerului Afacerilor Interne indică faptul că pe teritoriul României nu avem cazuri cu coronavirus. Avem doar persoane care vin din zona respectivă. Asta nu înseamnă că dacă ai fost în zona respectivă, ești și bolnav. Ai și coronavirus. Păi, da. În zona respectivă stau câteva sute de mii de oameni în nordul Italiei. Bun, și în China? În China sunt peste un miliard. Da. Asta nu înseamnă că în regiunea Hubei, cred că e cât România, regiunea Hubei. Numai orașul Huanga are 11 milioane de locuitori. Acolo nu sunt bolnavi. Orășel. Un orășel cât jumătate de România. Da, da. Acolo nu sunt bolnavi 11 milioane de locuitori, sunt bolnavi câteva mii de locuitori care s-au infectat cu coronavirus. Iar rata decesului pe Mapamond e de aproximativ 3% din numărul celor care au fost infectați cu coronavirus. Sunt afectate în total, sau s-a depistat coronavirus în 36 de țări în total de pe Mapamond. Bun. Fiind un total de 7.000 și aproximativ 600 de cazuri confirmate coronavirus în întreaga lume. Eu zic să lăsăm acest subiect acum și pe măsură ce faptele vor, deci lucrurile vor merge înainte, să putem comunica date populației și să vedem și alte lucruri legate de prefectură. Vă rog. Ați fost în Iași, iar noi am dat o știre seara după un comunicat primit la o discuție, hai să-i spunem, un fel de negociere, nu? Sau cum să o numim? O comisie bilaterală, ca să spun. Eu îi spun tot negociere, că v-ați dus cu doleanțele a câtorva locuitori din Tămășeni. O localitate interesantă. Din apoi și la Pavital. Păi nu, că mergem și acolo, că de asta vreau. Și oamenii aceia, chiar unul dintre ei a și intrat acum și ne-a spus salutări și speră să-și vadă pământul. Și eu sper să reușim să-l ajutăm. Deci trebuie să primească vreo 30 ceva de hectare de pământ pe raza comunei Strunga din județul Iași. Corect. Nu? Care a fost reacția ieșenilor? Domnul Bălănescu, sunt instituții din România care eu nu-mi dau seama exact, pentru că eu ca prefect am venit din mediul privat, fiind avocat la bază, nu-mi dau seama de ce efectiv sunt într-o stare latentă așa și de lăsare, lasă-mă, că mai vine, mai caută, mai face o adresă, nu-i mai răspunde, îi mai facem altă adresă și tot așa. Aceste persoane, 72 la număr, sunt oameni în vârstă, în primul rând. Sunt oameni, marea majoritate, trecuți de 70 de ani.
care au aceste drepturi de proprietate, de, ar trebui să fi le avut de cel puțin 7, 8 ani, 10 ani în urmă. Ei trebuiau să li se elibereze titlul de proprietate și să fie puși în posesie. De 7 ani? Da. Pe județul Iași. Pe localitatea Strunga, județul Iași. Au hotărât judecătorești. Toți definitive. Bun. Adică nu vorbim că omul doar cere. Nu. Are și acte în spate. Deci după ce s-au plimbat oamenii ani de zile prin judecătorii și tribunale, după ce și-au câștigat procesele, definitiv și irevocabil, au ajuns în zona în care primăria Strunga, prin declarațiile pe care le fac, zic, dom'le, noi nu mai avem teren la dispoziție, din rezervă, și nu avem unde să vă dăm. Dar tema asta, Strunga, înțeleg că o precizează de câțiva ani buni. Am înțeles problema oamenilor, pentru că am fost la câteva discuții la Tămășeni și a fost și domnul primar Lucaci la prefectură. Am discutat și cu dumnealui și cu secretara de la Tămășeni și cu oamenii chiar. Am discutat cu prefectul de Iași și am convenit să facem o comisie bilaterală, o întâlnire, în care eu n-aș vrea să o simt ca o negociere sau să o privesc de acum încolo cel puțin ca pe o negociere, pentru că am speranța. A fost și domnul Stăncel de la OCPI Neamț, a fost și omologul său de la OCPI Iași, reprezentanți de la Prefectură Legalitate, Fond Funciar, Neamț Iași, domnul primar de la Tămășeni și a fost domnul viceprimar și domnul secretar de la Strunga. Strunga își păstrează cam aceeași poziție. Idee că nu au rezervă. Nu au teren în rezervă și nu au de unde. Da, că să fac oameni să îndrepte către adesea Agenția Domeniilor Statului, care Agenția Domeniilor Statului sunt extrem de reticenți în general în a scoate teren din domeniile statului și trebuie să-i arăți că în localitate, adică să-i faci dovada în mod cert, tu nu mai ai teren la dispoziție. Părerea mea că cei de la Strunga au împietat, dacă vreți, și au întârziat în mod nejustificat punerea în posesia cetățenilor de pe Neamț, pentru că efectiv nu au vrut și probabil terenurile pe care le au, și imposibil să nu aibă rezervă de terenuri, le țin pentru alte scopuri sau pentru altă categorie de oameni din Iași sau Strunga. Am aflat că este și un mare arendaș acolo în zonă care, și vedeți ce-i culmea, oamenii ăștia, deci Strunga spune că nu are teren la dispoziție. Recunosc cei de la Strunga, nici nu au cum altfel, că au hotărât de către oamenii, că oamenii trebuie să primească teren acolo. Este o asociație care a arendat foarte mult teren în zonă, nu știu să vă spun exact cum o cheamă. Care probabil s-a oferit să cumpere. Nu, da, care nu s-a oferit să cumpere, nu că n-are ce să le cumpere, dar le dă la oameni arendă. Jumătate din arenda... Celor din Tămășeni. Da, domnule. Deci jumătate din arenda pe care o primește un locuitor care are acte în regulă acolo, le dă și celor din Tămășeni care... Eu nu sunt avocat la bază. Dar eu dacă aș fi... Așa, cât mai știu eu asta, este o recunoaștere. 100%. Este o recunoaștere a unui titlu de proprietate care n-a fost pus în practică. Care n-a fost eliberat. Și n-a fost eliberat. Că nu e eliberat, da. Titlul de proprietate deci, eliberează despre ce Iași. Vorbim? Despre ce vorbim aici? Titlul de proprietate se eliberează când ai terenul la dispoziție. Am discutat cu domnul prefect de Iași și l-am rugat și am apreciat disponibilitatea domniei sale și de timp și pentru a ne întâlni și pentru a purta aceste discuții și tehnice. S-a stabilit termen de o lună pentru 23 martie, în care să ne vedem în aceeași formulă și primăria Strunga să vină cu un plan parcelar exact, întocmit, să și-l revizuiască până la acel moment, să vină cu variante de a pune în posesie aceste persoane din județul Neamț. Eu am speranța că, în mod normal, ar trebui să se rezolve. Cei de la Strunga ar trebui să-și facă treaba. Acum, dacă nu, alte negocieri și poate instanța pentru nepunerea în aplicare a unei hotărâri. Se pocerește la une combinatorie, da. Adică comisia locală sau comisia județeană, cine va face vinovat, să plătească în fiecare zi penalități. Exact, mi se pare normal. Haideți să mai atingem un subiect. Dacă îi mai spuneți domnul Bălescu unei persoane de 70 ceva de ani că după ce s-a plimbat ani de zile prin instanță, să mai dea încă o dată în instanță. Ani de zile pe la prefecturi și pe la comisii locale sau comisii județene, da, de fond funciar pe la Iași, să-i mai spui o dată, domnule, cât ai, 75 de ani, da, trebuie să mai faci un proces. Nu, aici este, se lasă. Aici este
și nepăsarea autorităților exact. Care trebuiau să se implice pentru a rezolva problema. Și am văzut un aspect și am atras atenția chiar în ședințele domnului viceprimar de la Strunga. El a explicat domnului prefect de la Iași. Păi, domn prefect, păi să vedem cum rezolvăm cu ai noștri. Și după aia să-i punem pe după aia mai vedem cu ai lor. Și azi domnul prefect n-a gustat remarca domnului viceprimar și a domnului viceprimar. Nu știu cum îi calculați dumneavoastră pe ai noștri sau pe ai voștri. Eu știu că un om care o hotărâre judecătorească definitivă și irrevocabilă trebuie să-i aplicați legea. Că e de-a nostru, că e de-a vostru, nu știu cum să ai noștri sau voștri, că sunt români cu toții și drepturi avem și obligații cu toții. Iar o hotărâre judecătorească știu că se respectă, nu se încalcă. Bun. Haideți să mergem la un alt subiect de interes, cel puțin la fel de interes, la fel de mare interesul, cum e și pe coronavirus. Păi nu, că dacă ne luăm de bune ce ni se spune, trebuie să ne spălăm pe mâini. Dacă nu avem apă, nu ne spălăm. Subiectul apa vital, apa serv, apa la roman, apa în neamț. Da. La modul teoretic, am înțeles că acum apă este în roman. Da, acum apă este în roman. Da, asta vă confirm și eu. Da, știți care e surpriza mea? Ieri în emisiune, domnul Păcală, nou director de la Apa Serv, ne-a spus așa. Păi da, zice, este apă, că am rezolvat noi, deși soluția se știa de mult, și nu, nici măcar nu luăm apă multă de la Iași. Luăm doar 2000 de metri cubi pe zi. Din cei 20.000, spunea el, cam, care îi dăm. Și că în câteva zile nu o să mai trebuiască luăm, că să refac ca în rezervele, etc. Da. Bun. Asta la nivelul teoretic. Ce se întâmplă la nivel practic? Pentru că primarul de Roman spunea, pasul este irreversibil, ne retragem. Da. Cei de la Piatra Neamț spuneau ieri, dom'le, să vedem, să retrag, dar să vedem ce-i cu programele europene, ce facem, ce dregem. Spuneți-ne ce ați vorbit dumneavoastră la Apa Vital. Și dacă este ceva urgent, o chestiune urgentă, nu e o problemă. Puteți, eu vorbesc, dumneavoastră puteți ieși, răspunzi la telefon și vă întoarceți. Dacă e ceva urgent. Nu era nimic urgent. Așa. Nu m-am uitat pe material de la Apa Serv. Nu, eu vorbesc foarte serios, că poate să fie o chestiune urgentă și nu e nicio problemă. Știu, am înțeles. Ideea e felul următor. Cei de la Apa Vital, comparativ cu cei de la Apa Serv, în primul rând stau de vorbă și îți explică lucrurile și tehnic, și ca strategie de dezvoltare, și pe proiecte europene, și ca strategie de investiții. Ei au semnat proiectul. Știu. Pe poem. Știu, ajungem și aici. Dar ai cu cine discuta? Am discutat ieri cu doi oameni care mie mi-au făcut cel puțin la o primă impresie. Domnul Toma. Domnul Toma și cu domnul Doruș. Da. Doi oameni care știu exact ce vorbesc, doi oameni care sunt extrem de bine pregătiți, care știu date exacte și care nu-ți spun, exact cum am văzut eu la Apa Serv, o să vedem, o să căutăm, vom cerceta, nu știu dacă... Și când stai la o masă cu trei domni de la Apa Serv sau cu doi deodată, ei se contrazic între ei. Că nu știu foarte bine ce au de făcut. Sau dacă mai sunt și reprezentanții altor instituții, se contrazic și cu cei de la alte instituții, pentru că ei nu știu foarte bine ce gestionează. Cei de la Apa Vital, ne-au spus așa, că ei deja sunt cu al doilea master plan, cel de pe Poim. Deci Apa Vital poate să ia, și înțeleg că vor să ia undeva vreo 400 de milioane de euro, dacă nu mă înșel eu, bani europeni. Deci acolo se poate, Apa Vital poate, Apa Serv Neamț, cred că sunteți informat, a ratat sau e în prag să rateze. Ieri am făcut emisiune acolo și da? Ei spun așa, și nu, noi zice, am schimbat consultantul, dar nu știm încă sigur dacă rămâne cel nou sau cel vechi. Adică proiectantul. Consultantul, da. Că el... Și bun, ați luat în calcul că Romanul iese din acest proiect? Da, să vedem dacă poate, dacă... Dom'le, zic, aveți declarații deja publice, nu? Da. Nu, că e campanie electorală. Ce zic, Păcală? Da, domnul director Păcală. De aceea vă spun, l-am întrebat ce șanse aveți
să semnați contractul. Eu sper să-l semnăm până la sfârșitul anului, dar nu-i târziu. E târziu. Nu se mai poate. Până la sfârșitul anului. Nu se poate la sfârșit. Adică până la sfârșit se facă undeva până prin vară. Până prin vară, foarte rapid. Domnul Vali, ei pe contractul care l-au, și am discutat și eu cu oameni care știu ce înseamnă APASER sau oameni care au lucrat acolo și nu mai lucrează din anumite rațiuni și lucrează la alte firme mari, de același profil sau lucrează în firme private mari, contractul pe care APASER-ul l-a avut cu firma de consultanță, cu Tahal, este reziliat unilateral la cerința expresă a lui APASER. Da. Deci contractul cu consultantul și cel care îți face proiectul tehnic este în aer. Deci noi nu că nu am finalizat acel proiect. Noi nici măcar nu suntem într-un stadiu în care să avem o certitudine că într-o lună, că în două, că în trei, cineva, o firmă, un consultant, termină proiectul ăla și îl depune. Consultantul a ajuns cu proiectul până la firma de consultanță a Uniunii Europene, Jaspers. Da. Și n-a mai răspuns la întrebările celor de la Jaspers. La un moment dat. Deci acolo este un hiatus, că e de vină consultantul, că la rândul lui a cerut de explicații de la APASER și nu le-a primit. Este o mare necunoscută. Aici cineva ar trebui să vină să comunice lucrurile acestea. Consultantul a încasat din știința mea aproximativ 6-7 milioane de lei. Deci 7 milioane din cele 10 pe care ar fi trebuit să le iau, poate chiar mai mult. Înțeleg că mai mulți bani decât 10 ar fost proiectul. APASER va rezilia contractul. Înțeleg tot din surse de la oameni că această firmă Tahal își pregătește o armată bună. Da, pentru câteva milioane nu le strică, da. Pentru a da în judecată APASER, pentru că din perspectiva lor au reziliat contractul în mod greșit sau abuziv și cer și despăgubiri de la APASER. Dacă să ajungi în perioada 2014-2020, în 2020, să ajungi în buza prăpastiei, ca să zic așa, sau la termenul deadline-ul final, în ceasul al 12-lea, și tu nici măcar să nu fi terminat partea de consultanță și proiectare, să nu mai ai astăzi un agreement cu o firmă specializată care să-ți ducă la bun sfârșit, ca să poți să depui pe poim 2, asta înseamnă că județul Neamț, din punctul meu de vedere, prin extrem de slabul management al companiei APASER, riscă să piardă 208 milioane de euro. Aproximativ 200 de milioane de euro fonduri europene, în timp ce ceilalți de lângă noi, APA Vital, și nu doar APA Vital, mai sunt multe firme în România, iau bani europeni de 100 de milioane. Banii ăia, ca să înțeleagă și telespectatorii foarte bine, banii ăia nu se duc la o firmă, la o companie. Banii ăia îi vom regăsi, dacă ei vor veni vreodată, în infrastructura. Știți care este problema cea mai importantă, domnule prefect? Vă rog. Acești bani puteau fi folosiți de data aceasta și pentru schimbarea rețelelor. Știu, pe mediu, da. Nu numai pentru extinderea lor. Și extindere și schimbare. Da. Păi, eu vă spun, și am făcut, cred că am vizitat aproximativ 60 de localități din județul Neamț. O să termin, sper, în două săptămâni, trei. Toate. Vizita în toate localitățile. În mediul și urban și rural sunt trei teme importante, de maximă importanță, pe care le abordează consilii locale, primarii, unitățile administrative teritoriale, apă și canal, gaz, asfalt. Astea sunt cele trei probleme principale. Ei nu mai știu acum pe ce să depună. Li s-a spus, și vă dau exemple, Rosnov, sunt multe localități. Zic, domnule, cum stați cu apa, cu canalizarea? Noi suntem bine, suntem ok. Zic, cum ați rezolvat sau cum ați gestionat lucrurile? Păi suntem prinși în proiectul, pe poema lui APASER. Aoleu. Da, pentru că nimeni nu comunică. Deci și aici, toți primarii care sunt la Adi Aqua Neamț și sunt în acest master plan 2, să zicem, care urmează să fie depus pe poim, toți riscă, au încrederea că problema e rezolvată, că depune APASER pe poim și totul e ok și vin 200 de milioane de euro și se întâmplă lucrurile. Le refac sau le locuiesc sau fac extindere de rețea și apă și canal. Lucru care, din punctul meu de vedere, în proporție 90% riscăm să nu se întâmple. Și asta din cauza slabului management. Eu am spus și n-am spus cu titlul gratuit și nu o spun nici într-o zonă, nici măcar 0,01% putentă politică sau administrativă față de președintele Consiliului Județean Neamț Ionel Arsene, că nu mă interesează nici funcția domniei sale, nici postul domniei sale, dar am văzut și m-am uitat
chiar atent la declarațiile pe care domnia sa le-a dat, dacă 4 ani de zile, asta este părerea mea, dacă 4 ani de zile ai susținut în acele funcții la PASER, un consiliu de OAGA, un consiliu de administrație, și din bun simț nu o să dau numele celor care sunt în consiliul de administrație și nu o să spun nici gradele de rudenie, nici studiile, nici pregătirea lor. Ca să vedem cu cine lucrăm. Domnul Lazar, acolo sunt oameni puși, cel puțin o persoană este pusă pentru că stă și dă like-uri. Nu știu cine persoană. Nu contează că e din Roman. Nu l-a pus nimeni. Nu. Deci, cum să vă spun eu? Doamne iartă-mă, am pus în Consiliul de Administrație politruci. Nici măcar politruci, politruci de politruci, adică nu, puși de către politruci în funcții ca să facă niște treburi de casă în partid. Domnul Valentin Bărăescu, domnul, de exemplu, la Farisătate din Casă, da, este un domn la Coloncea, care îl cheamă Lăpușneanu. Da. Nu știu cât de bine știți dumneavoastră, eu știu... Din Roman îl știți. Da, e vecin cu părinții mei, eu știu de când aveam 4 ani, ca să zic așa. Așa. Omul a terminat facultatea la 55 de ani, a luat bacalaureatul la 25 de ani, a terminat liceul. Deci este numai bun. Dacă ne uităm și în CV-urile unor foști miniștri din Neamț, nu e o mare diferență. Dar mergând mai departe, acest CA a fost girat de Consiliul Județean Neamț. Nici nu se discută. Eu am scris. Iar domnul președinte, toate pârghiile au fost acolo. Exact. Ce mi se pare mie... Și rămân siderat după 4 ani, și mă refer la domnul Arsene, după 4 ani în care susții acel management cu acei oameni, că vorbim de conducerea PASER, că vorbim de CEA, de cei care la un loc conduc PASER, după ce timp de 4 ani. AGA, să nu uităm AGA. Îi susții acolo, în acele funcții calde de altfel, bune, bine plătite, foarte bine plătite, pentru cele care se fac din contul companiei. Și se fac petreceri frumoase, din câte am văzut și eu, mi-a arătat și mie cineva. Să-i susții acolo 4 ani și după 4 ani să spui, domnule, nu mai sunt buni. Păi 4 ani tu i-ai ținut, au fost buni. Acum vii și îmi spui că nu mai sunt buni. Adică, practic, îți recunoști, cu alte cuvinte, eșecul în a manageria această zonă care e extrem de importantă pentru județul Neamț, a PASER. Și după aia, când omul se satură de serviciile prost executate de către APASERV, de prețurile halucinant de mari pe care APASERV le practică, de lipsa de intervenție a lui APASERV, de lipsa de comunicare a lui APASERV, de lipsa de atragerea fondurilor europene la APASERV, vii și spui că, domnule, să cerceteze instituțiile publice, care or fi alea, probabil știe dumnealui mai bine, așa să vină instituțiile publice să cerceteze dacă nu cumva există un plan în spate că să plece lumea de la UAT-urile, de la... Să plece la Pavital. Bun. Într-o economie liberă, orice om, orice firmă, poate, sau orice UAT poate să-și aleagă cu cine lucrează. Nu. Eu cred că orice UAT trebuie să-și aleagă societatea care oferă servicii pentru populație. Așa cum să mai spun o chestie în legătură cu Apa Vital. Când am întrebat pe cei de la Apa Vital, zic, ați avut o discuție cu domnul Cea Micu? Da. Și, păi, noi garantăm contractual înscris banii pe care, și o să sunt în perioada în care fac calcule, banii pe care corect și legal romanul ca municipiu trebuie să-i returneze, da. APASERV, ne asumăm noi și îi plătim. Venim cu prețul pe care îl practică Apa Vital, APASERV, practic al patrulea cel mai mare preț din România. Apa Vital e mult mai jos ca și tarif. Deci scade tariful. Banii nu vor împovăra bugetul local al Romanului și îi vor plăti cei de la Apa Vital și mai mult se obligă pe cheltuiala lor să facă investiții în reparațiile curente și înlocuiri de conducte pentru apă și canalizare în Roma de aproximativ, înțeleg, 2 milioane de euro. Pentru că mi-au spus cei de la Apa Vital, din studiile lor, din datele lor tehnice, problema la Roman o reprezintă infrastructura de transport a apei, așa care este extrem de veche și, citesc din expresia domnului director Toma, e ca o sită. Da, acum depinde și sita asta. Ați văzut prin Ardeal cum se puneau bucăți de lemn, se împăna țeava cu lemn. Da. Bun, acum, cu riscul de a vorbi eu 3 minute, vreau să facem, să vă aduc aminte niște lucruri privitoare la APASERV. APASERV, ca și celelalte societăți ale Consiliului Județean și nu numai ale Consiliului Județean, au fost locuri călduțe
pentru câștigat niște bani. Nu știu dacă dumneavoastră vă amintiți, dar a fost o perioadă când în Consiliul de Administrație de la APA Serv erau cel puțin 11, în AGA de la APA Serv, erau cel puțin 11 agamani, toți consilieri locali. Și aveau în jur de 15 milioane de lei pe lună indemnizație de agaman. Știți ce însemna asta? Te duceai la o ședință și se făceau ședințe lunar ca să poată da banii ăștia lunar. 15 ori 11. Acolo e vacanță. Dacă sunt la și o vacanță, nu? Deci, plus că se mai dădeau și alte lucruri. Alte prime. Alte de conturi. Așa. A trebuit ca noi de aici, de la Mesagerul, sprijiniți și de alți colegi din presă, să facem o întreagă campanie. Dom'le, fiți ca să scadă numărul de agamani. L-au scăzut știți când? Nu. Înainte cu o lună sau două de a termina mandatul. Deci, la fel de vinovați pentru situația de la APA Serv, pe lângă Consiliul Județean, executivul, care este, avea toate pârghiile de a controla și a vedea ce se întâmplă acolo, sunt și cei care au stat și nu au acționat din Consiliul Județean. Consilierii județeni. De ce? Păi hai să luăm raportul consilierului județean care a fost în AGA la APA Serv. An de an. Și o să vedeți... Cine a fost. Păi nu, nu are importanță. Da. Indiferent cine a fost, eu vă spun că raportul este formal. Dacă îi întreb, dom'le, v-au spus cei din executiv despre ce este vorba? Da, dar este un consiliu de administrație. Întreb consiliul de administrație. Da, dar noi avem acționari, avem un director executiv, îl întreb pe directorul executiv. Ce eu execut ce îmi spune Consiliul de Administrație. Și de fapt toți așteptau semnul de la divinitate ce să facă. Și dacă divinitatea nu le spunea să stea pe dreapta sau pe stânga, se trezeau că au niște dureri care duceau la extirparea chestiei, oprirea robinetului de la apă. Asta este realitatea la APA Serv. Și aștept cu mare nerăbdare ca cineva să schimbe lucrurile. Este la îndemâna domnului Ionel Arsene acum să schimbe lucrurile la APA Serv. Să facă concursul ăla cât mai repede. Nu să aștepte 6 luni de zile, că în 3 luni trebuie să semneze contractul, dacă îl mai fac pe POIM. Să pună un director responsabil. Domnul Păcal a spus ieri foarte clar. Eu trebuia să ies la pensie. Era trebuia să fie ultima mea zi de lucru la sfârșitul lunii februarie. Uh-huh. Eu am anunțat. Am fost pus aici să asigur un interimat. Eu nu candidez. Eu nu vreau să mă duc la concurs. Vreau să ies la pensie. Trebuie să vină cineva. Păi ce, îl lași pe Păcala că o să ducă să negocieze pentru semnarea contractului? Ce îl mână pe el în luptă în afară? Poate doar de dorința de a ieși la pensie cu o fanfară după el care să-i cânte am semnat contractul. Sau o țeată de lăutari. Deci, astea sunt problemele. Eu aș înțelege și, nu știu, poate dumneavoastră, în rol de mediator. Dom'le, haideți, dom'le, să rezolvăm problema asta. Am rezolvat-o Romanul, se duce Romanul acolo. Haideți să mergem mai departe să rezolvăm problema contractului și să nu oprim situația de urgență pe apă în Neamț. Să o ducem mai departe și după aceea să luăm și pe alte lucruri pe care le discutăm cu altă ocazie. Exemplu, mă rog. APA Servu, acum aproximativ 40 de zile, am avut hotărâre de Comitetul Județean de Situații de Urgență pe care am luat o serie de măsuri. Una din măsurile extrem de bine gândite atunci și votate în CJSU a fost ca în termen de 45 de zile APA Serv Neamț să-și monitorizeze rețeaua de distribuție a apei de la stația de captare Pildești-Simonești pe distribuția din Roman și să vadă unde au pierderi. Mâine, poimine, se fac cele 45 de zile. Sunt extrem de curios care este rezultatul hotărârii CJSU date către APA Serv cu obligație de a face. Sunt extrem de curios dacă APA Serv a făcut ceva, pentru că din datele care le-am, APA Serv nu a făcut nimic. Veți primi o hârtie, probabil. Veți primi o hârtie. Da, asta e posibil să primesc o hârtie. Nu cred că mă satisface hârtia dacă nu au făcut ceva efectiv, pentru că au aparatura
necesară în dotare a un specialist în cadrul companiei Apaser și am Corect. Zis că e un om bun care da. Știe meserie și tehnic, care putea să facă aceste lucruri. Din informațiile pe care le-am eu, sper să nu le-am greșite, înseamnă că până la această oră nu au făcut aceste operațiuni. Dacă nu au făcut aceste operațiuni, înseamnă că APASERV efectiv sabotează bunul mers, își autosabotează bunul mers. Deci, eu companiei. Cred că nu putem să vă spun ceva. Nu vorbim de sabotaj, eu vă spun despre altceva. E vorba despre altceva. Neputință. Tot o formă de autosabotaj, neputință. Dacă nu poți, tu lasă pe altul care poate. Păi, deci, cam asta e problema. Domnul prefect, dacă mai aveți vreo lucru de transmis populației, uite, primesc tot felul de mesaje de genul: atenție, domnule prefect, anunțați-i pe cei care trebuie să știe că de-abia acum se întorc chinezii după anul nou chinezesc în România și sunt o groază de magazine, trei la Târgu Neamț, sunt la Rosnov, sunt în Piatra Neamț o groază, sunt în Roman, în general în mediul urban. Deci, repet, în... Să întoarce mulți chinezi, e posibil să întoarcă și multe persoane din Italia, români, concetățeni de ai noștri, știți că județul Neamț. Și din Iran. Din Iran nu știu dacă avem și acolo. Avem și acolo. Dar județul Neamț e fruntaș, dacă nu chiar pe locul 1 în România, la diasporă, la exodul de oameni care au plecat afară în străinătate la muncă. O să se întoarcă cu naționali de-a noștri, concetățeni de ai noștri, din Italia în România. Avem la rândul nostru foarte mulți oameni din județul Neamț care se duc într-o excursie, într-o vacanță, s-ar putea să treacă prin nordul Italiei, nu neapărat în regiunile afectate direct, dar în zona de proximitate. Asta nu înseamnă că toată lumea care vine din Italia sau din China sunt oameni care au coronavirus. Sunt oameni pe care autoritățile din România, într-o zonă bine gândită, îi ținem într-o zonă de izolare și de carantină pentru a ne asigura că acele persoane nu sunt purtătoarele virusului și nu îl răspundesc mai departe către populație. Din punctul ăsta de vedere, consider că autoritățile sunt și au făcut treaba, s-au implicat în mod proactiv în gestionarea acestei probleme până acum. Iar pe raza județului Neamț, la ora aceasta nu avem niciun caz confirmat de coronavirus, sper să nici să nu avem nici de acum încolo, iar persoanele care vin din zonele afectate sau din zonele cu potențial risc sunt atent observate de către Direcția de Sănătate Publică Neamț, de către autoritățile competente și vom informa de fiecare dată când situația o va impune. Până atunci, lumea trebuie să fie liniștită, nu... Să nu intre în panică, asta este ideea. 100% nu e niciun motiv astăzi în județul Neamț ca lumea să intre în panică, Doamne ferește, trebuie să ne comportăm normal cu toții, sigur o igienă suplimentară nu strică. Da. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Cel puțin în cazul presei, care încă mai face presă în Neamț, va exista un parteneriat în acest caz al coronavirusului. Să sperăm că nu vom avea parte de îmbolnăviri. Oameni buni, cele bune și rămâneți pe fază, pentru că noi încercăm să vă oferim o cafea, pe lângă faptul că ar trebui să fie fierbinte și bună, să fie și cu informații. Cele bune! Mulțumesc.